eu am fost printre primii care am introdus picurarea în solarii, foarte sceptic. Picurarea asta a avut o parte bună și una negativă. Partea negativă a fost, au mărit suprafețele, prețurile au scăzut, deci raportul dintre cerere și ofertă s-a dezechilibrat rău de tot. Bineînțeles, și cu concursul celor care importă și ne-au tâmpit. Deci nu e posibil tu să faci un program de roșii și tu importi roșii în perioada aia. Și dacă le-ai face analize la roșiile lor, n-ai mai mâncat în veci din produsele care se aduc din afară. Deci partea negativă. Partea bună, te-a scutit de muncă. Era un calvar să uzi pe vanurile alea clasice, deci alveolele alea făcute așa. Te musculai până la genunchi, nu mai zic reumatism și toate alea. Stai cu picioarele în apă, că n-aveai ce să faci. Majoritatea instalat haotic. Fără calcule hidraulice, fără să gândească, a, nu, las că e bun și așa. Mulți nu folosesc sisteme de filtrare, care e inima sistemului de irigat prin picurare. N-ai filtrat apa, după trei udări s-a înfundat tot. A, nu-i bun tubul. Dar tu nu zici că n-ai pus un filtru. Ei trebuie, înainte de a-și face un sistem de irigație, trebuie să gândească bine. Sursa de apă, are, n-are impurități, tot trebuie să-i pui filtrare. La calcar n-ai ce să faci. Ca să poți să filtrezi calcarul dintr-o apă de irigată, îți trebuie și stații de osmoză, cât un solar de ăsta și nu știu dacă uzi două solare cu apă care o filtrezi de-amă. Deci calculele hidraulice, clar, cât consumă firul ăla de irigat, cât am debitul pe picurător ca să poți să-ți faci norma de udare. Că dacă tu dai o oră, stai bă, cât apă i-am dat la plantele? Poți să-i dai prea puțină, poți să-i dai prea multă. Calitatea, toate produsele sunt la fel. Să nu creadă ei că unul ține 7 ani și unul ține un an. Nu. Deci datorită calcarului toate se înfundă. Vin ei cu fel și fel de soluții ingenioase, că cu acid azotic, nu știu ce. Nu. Frecții. Eu le înnoiesc în fiecare an. Deci până nu de mult foloseam foarte groase, sunt destui dăunători pe pământ, coropișnițe, viermi, fac niște găuri, zici că le-ai tăiat cu laserul. Nici cu burmașina nu le dai perfect așa. Și te uiți că ud acolo, ce dracu ai de sat? Eu le schimb în fiecare an pentru că folosim folia asta de mulcire, nu pot să risc să nu-mi ude o bucată. Acolo mor plantele dacă nu-mi ude o bucată. Și așa mi le schimb în fiecare an. Nici cheltuiala cu tubul de picurare nu e așa de mare. Pe cât ar fi pagubele provocate dacă nu udă. Eu zic că 1500-2000 de lei îl faci cât de cât bun. E, vedeți dumneavoastră, noi românii avem altă concepție față de cei din afară. Noi am vrea ca investiția care ai făcut-o acum, anul ăsta, până toamna să fie scoasă. Ceea ce afară când scoate 10%, 5% peste investiție și își face programul pe mai mulți ani, sunt super fericiți aia. Nu, la noi nu, frate, să scoate investiția și dacă se poate și ceva pe deasupra. Nu e posibil așa ceva, nu trebuie gândit așa, că n-ai cum. N-ai cum. Că nu noi reglăm prețurile, piața.